Haideți să vă arăt cum puteți să preparați această tocană simplă din ciuperci la borcan pentru iarnă. Pentru început am folosit cam 600 de grame de ceapă pe care am tocat-o mărunt, am folosit și o căpățână de usturoi. Dacă doriți puteți să dați usturoiul pe vom avea nevoie și de 1,5 kg de ciuperci care trebuie stăiate. Apoi într-o tigaie am pus ulei, am început să adaug ceapa. O vom prăji câteva minute, mai puteți pune și niște sare peste ceapă. Am adăugat și usturoiul. După vreo 10 minute, după ce ați amestecat în continuu, adăugăm și ciupercile. Aș vrea să știu voi cum preparați tocana din ciuperci. Aștept comentariile voastre. După ce am adăugat ciupercile, le vom găti cam 15 minute, amestecând continuu. Vom mai pune și 250 de ml de apă. Am adăugat și 1 kg de sos de roșii. Am pus și niște cimbru, Gătim totul cam 30 de minute, puteți să puneți capacul. O să vedeți că în timp tot lichidul va fi redus și vom rămâne cu această tocană delicioasă. Spre final am adăugat o linguriță de bicarbonat de sodiu pentru a reduce din aciditate, am pus și piper, mai puneți sare dacă trebuie și tocana noastră este gata. După cum vedeți, acesta este rezultatul final la tocană. Eu am pus tocana în borcane cât timp era încă fierbinte, apoi am închis imediat borcanele. Trebuie închise foarte bine și în acest fel vor rezista până la 2 ani. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Vă mulțumesc!